Petre Ispirescu Ilana Sânziana Aceasta este o înregistrare audiocărți.eu A fost odată ca niciodată, pe vremea când puricele se pot covea cu 99 de ocale de fier și se până la cer. A fost odată un împărat. Acel împărat mare și puternic bătuse pe toți împărații de prin prejurul lui și supusese, încât își întinsese hotarele împărăției sale pe unde a înțărcat dracu copii. Și toți împărații cei învinși erau îndatorați a-i da câte un fiu de-ai săi ca să-i slujească câte zece ani. La marginea împărăției lui mai era un alt împărat, care, cât a fost tânăr, nu se lăsase să-l Când cădea câte un pârjol asupra țării sale, el se făcea luntre și punte și scăpa țara de nevoie. Iar după ce ajunse la bătrânețe, se supusese și el împăratului celui mare și tare, fiindcă n-avea încotru. El nu știa cum să facă, cum să dragă, ca să împlinească voia acelui împărat, dai i trimite pe unul din fiii săi ca să-i slujească, fiindcă nu avea băieți, ci numai trei fete. Dintr-această pricină, el sta pe gânduri. Grija lui cea mare era ca să nu crează acel împărat, că el este zăcaș și se îndărătnicește ai trimite vreun fiu, din care pricină să vină să ia împărăția. Iar el cu fetele lui să moară în ticăloșie, în sărăcie și cu rușine.